Ultima dată am construit un muzeu sub portalul din Ancient City, iar astăzi a venit momentul să aduc toate exponatele în el. Nu va fi prea ușor pentru că mai am de transformat 8 armuri din diamant în netherite și după să fac rost de armor trims pentru toate 16, dar nu mă mai lungesc cu detaliile, vă urez vizionare plăcută! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere! Pentru început vreau să transform ultimele 8 armuri din diamant în netherite, iar ca să fac asta îmi trebuie 32 de netherite upgrade-uri, așa că sper să-mi ajungă diamantele pe care le am. Ia uite, 26, bun, mai fac câteva, așa, 31, iar ăsta este ultimul, 32, bine, chiar dacă se poate 33, ca să rămân și eu cu unul, că dacă le folosesc pe toate, pe viitor trebuie iar să fac o excursie până în bastion. Ăsta ar trebui să fie ultimul, 33 de bucăți, una rămâne aici și restul în acest Ender Chest. Acum îmi trebuie doar 32 de netherite ingoturi, ceea ce se traduce în două stack-uri de netherite scrap, însă cred că mi-ajung TNT-urile pe care le am în momentul de față pentru a face rost de ele. Câteva stack-uri de TNT-uri mai târziu, deja am reușit să adun 75 de Ancient Debris. Sunt aproape, da, sunt aproape de partea aia, hai să vă pornim de aici. Și sunt curios câte TNT-uri mai am, 4 stack-uri cu ăsta ce l-am luat acum. Ia ziceți ceva, bucăți, una, două pe tunel, super bine. Și să-l activez pe ăla de aici, hai să te activez din partea asta, trag păstă, și s-a dus perfect. Deci, două bucăți, revenind, și câte mai găsim pe drum. Ia explodați, bă, opa, frumos, încă două. Deci, oh, mamă, ce era să explodeze fix în fața mea. Măcar am totemul în mână. Și două cu încă două facem de un netherite din tunelul ăsta. Bă, ce stați așa? Explodați, nu înțeleg ce se întâmplă. Uneori merge totul smooth, uneori merge mai greu și se blochează pe aici pe acolo. Dar, per total, important e că găsesc ceea ce am nevoie. Ia zi, două ingături din tunelul ăsta pe care am folosit, cred că un stack, nu știu, jumătate de stack, un stack de TNT-uri, ceva de genul. Oricum mai am târnăcoape în cazul în care se întâmplă să rămân fără TNT-uri. Dă-mi aici câte bucăți? Aveam 75, ia uite cum stă gravel-ul ăla acolo. Aveam 75, iar după ce le iau pe astea, ajung la matematică rapidă, 86, deci 11 bucăți din întregul tunel, încă una și erau 3 ingături. După ce am ajuns la ultimul stack de TNT-uri, m-am gândit că cel mai bine ar fi să folosesc târnăcopul și deja o fac de ceva timp. Ăla-i ultimele două bucăți de Ancient Debris. Mai avem pe aici? Nu, nu mai avem absolut nimic, dar am ajuns la două stack-uri, ceea ce înseamnă 32 de ingături. Târnăcopul ăla strica, două secunde să văd unde pot face un pic de spațiu. Târnăcopul este aici, 200 durabilitate, din ăsta o scăzut numai 300, deci suntem bine. Oricum am minat ultimele 10 sau 20 de bucăți, ceva de genul, folosind târnăcopul, însă întrebarea mea ar fi cum mă întorc acasă, pentru că efectiv nu mai știu pe unde îi portalul, pa, am plecat, lasă-mă în pace! A durat ceva până am găsit drumul spre casă, după până s-au prăjit acele două stack-uri, dar per total am 32 de netherite upgrade-uri și 32 de netherite ingături. Acum doar să iau armurile și îmi încap un inventar superb, înseamnă că nu l-am golit degeaba, hai să fie acolo. Deci într-un inventar încap 8 armuri, dacă vă întreabă vreodată cineva asta, știți răspunsul, gata, 8 armuri, chiar 9 dacă ar fi să nu am absolut nimic, însă ia uite cum le pregătim noi pe toate. Mamă, n-am făcut niciodată așa ceva, sincer nu cred că au meritat orele alea de minat pentru astfel de activitate, dar la final, după ce voi pune și armor trimurile,
când mă voi uita la acest muzeu întreg, zic că chiar o să fie ceva ca lumea. Privim partea bună, am 16 armuri de Netherite. Privim partea proastă, doar 3 din ele sunt cu armor trimurile puse, așa că îmi trebuie o tonă de diamante să înmulțesc restul trimurilor. Deci după sesiunea de minat Netherite, este momentul de o sesiune în care minez după diamante. Am pregătit torțele și dacă toți sunt deja la minus 50, voi face strip mining pe sub bază. Las aici mosul și hai, jos de tot la minus 57 după pe minat. Cred că ajunge câte diamante am strâns momentan, mai exact un total de 2 stack-uri și 19 diamond ore-uri plus alte minereuri, însă astea sunt cele mai importante și un truc foarte bun în momentul în care faceți strip mining random să puneți torțele pe partea dreaptă. În felul acesta știți când vă întoarceți ele sunt pe partea stângă. Deci dacă iau de exemplu aici, nu-i unde trebuie. Mă întorc și ia uite pe aici că e partea stângă, nici în partea nu-i bine, merg direct în sus, gata, să-mi pun totemul și sunt foarte curios dacă aprind becul și iau din partea asta un pickaxe cu fortune, câte diamante o să fac din toate aceste oruri, lăsați-mi în secțiunea de comentarii. Așa arată toate orurile pe care am reușit să le strâng pe parcursul acestei sesiuni de minat, iar din cele 2 stack-uri și 19 diamond oruri am făcut rost de, hai să spunem, 4 stack-uri, da, eu pariez pe 4 stack-uri și 59, superb, asta da, îmi place. Sunt curios dacă va nimeri cineva în secțiunea de comentarii și m-am oprit deoarece nu mai aveam spațiu. Hai că am rezolvat 35 de blocuri, ar trebui să-mi ajungă la fix pentru ceea ce urmează. Într-un final a venit momentul cel mare, am adunat toate armor trimurile din item frame-uri și am pregătit toate blocurile, mai trebuie doar să le transform, să le multiplic, așa că hai să vedem dacă ajung diamantele pentru a face rost de 5 din fiecare. Până la urmă am rămas cu 42 de diamante și mai am oare câteva aici, nu, astea-s toate, 42, ceea ce înseamnă 4 blocuri și 6 diamante. Hai să-mi iau din partea asta, așa, uneltele, te punem pe tine la loc și acum ar trebui să aranjez fiecare armor trim în item frame. Acum vine partea cea mai grea, trebuie să aleg un material pentru fiecare armură în parte, însă noroc cu site-ul pe care o să vi-l las într-un comentariu fixat, acolo pot pune armura din ce să fie Netherite diamant, orice armor trim și cum ar arăta cu una din cele, cu unul din cele 10 materiale pe care le aș putea pune, începând de la quartz, la gold, la ametist, o grămadă, așa că revin în momentul în care toate aceste 16 armuri sunt gata. Asta e ultima armură, cea de-a 13-a, pentru că 3 deja aveau armor trim. Bun, am rezolvat, te punem aici și am făcut acest Smithing with Style Advancement. Să fie acolo, acum dăm uneltele și să ne uităm puțin peste armuri. În partea asta am pus cu niște quartz, după redstone la cel din Nether Fortress, avem aici cu gold, deja asta ați văzut, și la ward am zis că ar merge bine cu ametist, însă la silence m-am dus pe ceva ce n-ar face nimeni, o armură din asta ruginită, am pus cupru pe ea și parcă mai pusesem sau nu, asta e singura cu cupru pentru că am vrut să fie așa ruginită, aur pe asta ați văzut-o, albastru că na, să meargă cu gardienii și diamant că îmi place cum arată, oricum per total pe armura de Netherite pot spune că diamantul, goldul și ar mai fi în partea asta emeraldul, chiar și redstone-ul arată foarte bine, restul cam cu semnul întrebării. Totuși, per total, 16 armuri de Netherite cu armor trimuri, fiecare având unul specific, însă nu este gata muzeul, mai am o grămadă de lucruri de adăugat, mai exact în partea asta va veni colecția de discuri, însă nu înainte să mă ocup de podea.
Și acesta este designul final al podelei. Am combinat calcit cu diorite deoarece arăta mult prea sec dacă făceam toată podeaua din calcit plus mult prea alb, așa că a trebuit să adaug ca detalii aceste dark oak loguri, însă îmi place cum arată pentru că dark oak logurile parcă susțin întreaga construcție. Acum totuși, după ce am terminat cu aceste armor trimuri, cred că este momentul să mă ocup de acele music discuri despre care vorbise mai devreme puțin și aici este colecția mea actuală. Am cele 3 music discuri care se găsesc prin structuri, deci mai rămân doar restul care le dropează acei creeperi în momentul în care sunt omorâți de scheleți. Pentru a face rost de acele music discuri, dau o tură la ferma de creeper pe care trebuie să o modific. Cum funcționează asta? Ei bine, am o statuie a unui creeper, în spatele lui se ascunde ferma de creeper și fix pe centrul ei cad creeperii speriați de pisicuțe. Însă nu vreau să îi împing spre partea dreaptă, unde se află campfire, ea își împinge spre partea stângă, stai așa. Eu n-ar trebui decât să opresc aceste campfire și să aduc un schelet pe care să-l blochez. De fapt, nu, n-am cum să fac treaba asta. Sau? Stai așa. Deci, pun pe partea dreaptă un schelet. Am, ia zi, niște name tag-uri în acest shulker, da? Ia uite, name tag-urile, bun. Dăm în partea asta anvil-ul, super, am tot ce-mi trebuie. Dă-l aici și punem numele Pireu, da? O să fie scheletul Pireu, care probabil se va spawna pe această statuie. Dar, sărind peste lucrul ăsta, așteptăm noaptea, se spawnează și la doc undeva aici. Pun pe partea stângă un Iron Golem și spar câteva blocuri plus opresc campfire-ele. Cred că e un plan destul de bun, însă va fi mai greu să aduc scheletul după ce termin zona. Sistemul este pregătit, trebuie doar să iau un schelet din partea aceea. În primul rând l-aș omorâ pe ăla care are arcul enchantat, nu de alta, dar dacă va avea cumva flame și îmi explodează TNT-urile de jos, ar fi destul de nașpa. Plus că eu am arcul ăsta cu flame, deci mi-am încurcat arcurile. Mă rog, important este să ajung aici. Te bag pe tine în barcă, hai bre mai aproape. Mamă, ce dă gușteru! Deci trebuie să-i bun barca și dacă mă bag cu el în barcă, n-ar trebui să mă nimerească. Superb! Acum, hai că va fi destul de greu, dar mă descurc eu cumva. Trebuie să nimeresc, așa, fix blocul, după care ajung aici. Dă-mi aceste blocuri de dirt. Și stai așa că mă nimerește. Bun, nu mai nimerește. Am rezolvat. Totul e pregătit. Și să mă regenerez puțin dacă se poate. Dacă nu se poate, aia e. Dar am aici poțiuni. Una bucată poțiune de Instant Health 2. Și încă una ca să fiu sigur. Am rezolvat. Mai dă-i un bloc de dirt. Și acum, teoretic, ar trebui nu să-l redenumesc, să-i sparg barca. Și ia zi bre, du-te în partea aia, du-te mai încolo puțin, nu vrea? Vai, s-o bloca fix acolo, nu-mi place. Deci, mai zbor o tură și trebuie cumva să-l împing eu din zona asta. Aoleu, nu-i bine, nu-i bine că nu-l pot împinge din colț, aia ar fi problema și sper să nu-l omor. Greu, domnule, greu cu ăștia. Dar măcar am poțiuni pentru astfel de manevre. S-o despawnat. Bă, trebuia să-i dau nume. De ce nu i-am dat nume? Stai așa, nu-i problemă de război. Mai băgăm două poțiuni și cred că deja ai spawnat unul acolo sus. Hai că vedem imediat. Hai că am avut noroc de încă 3. Ăla cu arcul enchantat dispare primul, după cel din dreapta. Ok, s-o dus. Păi stai, dacă el e în flăcări, nu dă drumul la TNT-uri. Ok, nu dă drumul. Pentru o secundă m-o speriat. Ia zi, prietene, bagă-te în barcă. Nu vrea să se bage în barcă. Stai că-i facem noi o schemă. Nu cădea, nu cădea, hai mai în față, hai mai în față. Bă, da, pe margine stai. Deci e mega greu cu mobii ăștia. Stai că-ți pun barca. Băi, pe bune, i-am pus barca fix în față și n-o vrut. Dacă-i pun barca, pune-o-mă în spate. Gata, l-am băgat. Și acum misiune imposibilă. Ia-o încet
și să-l împing acolo pentru a cădea. Deci mă duc eu lent, cobor și după să-l blochez. Dar dăm dartul înainte, F5 și gata, auleu, nu mai da bre. Numai dacă dai tare și acum îmi mai trebuie poțiuni groaznic cu ăștia că te nimeresc fără nicio problemă. Deci am băgat până acum câte 4-5 poțiuni, așa se duc poțiunile pe ultra hardcore, niciun stres. Însă zi prietene, prietenul Pireu care nu mă lasă pe mine la greu, vine dimineața, așa că faci ce faci, dar înăuntru, what? Bă, când a ajuns unul acolo și am dat numele ăsta la alt? Stai așa că am de ieșit. Bă, pe bune, că a căzut unul acolo? Ok, și eu m-am chinuit cu pireul ăsta. Bun, atunci, dăm foarte repede încă un name tag, da? După ce mi-ai dat name tag-ul, pireu și la ăsta, pireu, gata, i-am dat numele. Și să nu vină dimineața. Gata, bă, tu ești pireu care nu mă lasă pe mine la greu. Și te-am pus acolo, sper totuși că dacă nu lovește de deasupra capului lumina, atunci e super ok și nu va lua foc. Că dacă rămân fără pireu, băi, nu, mamă, dacă trăgeam pe lângă cu flame-ul ăsta, vai, ce aproape eram. Pentru o secundă am zis, bă, trag în el, în a doua secundă mi-am dat seama, dar nu e ideea atât de bună să trag în el. Și acum trebuie să bag câteva poțiuni, că altfel mor. Scheletul este la locul lui, creeperii la fel, acum mai lipsește Iron Golemul. Și dacă îl fac aici, oare el cade? Da, cade exact acolo și zic că tragi în el. Vrei, șeful, să tragi în el? Îi nimerește? Da, îi nimerește pe aia care stau mai în spate puțin. Perfect! Acum doar aștept și se vor aduna o grămadă de music discuri. După 20 de minute în care am stat AFK, este momentul să cobor la ferma de creeper ca să văd câte music discuri s-au adunat. Și un lucru, înainte să mă pun AFK, am făcut câteva modificări. Mutat Iron Golemul mai spre stânga și pus un trapdoor la pireu. Închid trapdoor-ul și gata, nu mai trage în mine, nu mai trage nici în acel Iron Golem. Ferma este oprită. Și de ce l-am mutat pe golem mai spre stânga? Tot timpul, de fapt nu tot timpul, odată la câteva săgeți îl mai nimerea și în felul acesta trebuia să cobor probabil tot la 10-20 de minute ca să fac altul, ceea ce nu prea merită. Mamă, ce music discuri am făcut. Deci în partea asta mult mai bine, aici iar câteva, însă în ăsta sunt cele mai multe. Le voi număra, aranja și văd dacă le-am adunat pe toate. După ce m-am uitat prin toate cuferele și pe wiki, acestea sunt toate discurile, 13 și cat le mai am încă o dată la bază și dintre toate îmi lipsește doar cel care se craftează cu music fragmenturi din Ancient City. Acum sper să am și destule fragmente pentru a-l crafta, dar aflăm 14 la număr și îmi trebuie 8 sau 9, în teorie cred că 9 ca să-l fac așa, pardon, 8 ca să-l fac așa rotund, deci îmi trebuie 9 să fie și pe centru, superb. Și ce zice acest shulker dacă le arunc pe toate acolo, ăsta e 11, vine weight după. Eventual other side, 5, pick step și relic. Astea sunt toate cele 16 music discuri. Acum am nevoie de 16 item frame-uri și un jukebox. Două jukebox-uri bifate, item frame-urile pregătite, până și colecția de discuri așteaptă să ajungă pe perete, dar acesta nu este gata. Am craftat un stack și 23 de node blocuri pentru că mi se par singurele blocuri care duc spre muzică, altceva chiar n-aveam idee ce să pun, așa că acesta este peretele din noteblocuri. Prima dată când fac așa ceva, seria asta de ultra hardcore mă duce să fac tot felul de lucruri diferite pe care nu le-am mai făcut până acum, însă sincer să fiu cu voi, chiar mă bucură și până la urmă am găsit o altă idee mult mai bună ca să nu rămână marginile acestui perete goale. Voi pune câte 3 capete în fiecare parte. Hoglin head aici, un piglin brute head
și Guest Head, iar pe partea dreaptă să vină în felul următor Vindicator, așa pe colț, după Evoker pe mijloc și lângă Vex. La capitolul Music Discuri le pun pe astea mai șmechere sus, după pe cele 12 care se dropează de la Creeperi. Atât primele după ultimele și le-am rezolvat. Colecția de music discuri este gata, acum mai am un singur perete de umplut în direcția aceea. A durat mult mai puțin să fac designul decât mi-a luat până am găsit toate itemele, însă consider că le-am ales pe cele mai bune. Un Dragon Egg pe partea stângă, pe partea dreaptă un Dragon Head, eventual, oare să-l pun pe perete? Nu, cred că ar merge cel mai bine acolo jos, da? Aoleo, ce n-aș păi să-l folosești? Bun, l-am pus în față și urmează un butoi sub el. De ce butoiul? Ca acolo să pun cele 18 capete de dragon. Acum pe lângă ar merge sau așa ceva, da. Ar merge în felul ăsta bannerele și ca iteme nu mai am nimic. Pur și simplu centrul ar rămâne gol, deci oare să le mut cumva? Stai așa. Acum când stau să mă gândesc cât de multe trofee se găsesc la finalul jocului în end, parcă abia aștept acel end update, așa că voi pune un cap de Enderman pe dreapta, un cap de Shulker pe stânga și ce urmează în aceste două locuri? Ei bine, cât mai mult Golden Apple enchantate. La momentul de față, din păcate, am doar 6 bucăți, dar le voi pune aici, da, 6 mere enchantate și până la finalul celor 1000 de zile, aș vrea să reușesc toate. Stai așa. Bun, punem aici ceva de genul. Deci 18 mere enchantate până la final. Momentan sunt la ziua 755, deci mai am destul de mult până la ziua 1000.